fiecare oraș are locurile lui secrete, locurile lui speciale, care îl fac unic și care până la urmă cred că îl și definesc. Astăzi mergem să vedem astfel de locuri, 6 astfel de locuri, să vedem ce este așa special la ele și ce îmi place foarte mult la aceste locuri când le descoper de fiecare dată este că sunt genul de locuri pe care nu le găsești într-o broșură turistică. Așa că vă invit alături de mine și prima dată mergem să descoperim un snack bar unde se spune că acolo, de acolo poți să iei cei mai buni cartofi prăjiți din țară. Punctul culminant al călătoriei noastre va fi vizita unei biserici, dar nu orice fel de biserică, ci o biserică în care se află o berărie. Așa că o să intrăm acolo, să vedem dacă sper să fie deschisă, ar trebui să fie deschisă și să vedem cum e înăuntru și să vedem dacă trebuie să ne închinăm sau ceva la intrare. Ne vedem acolo! Am ajuns aici la Fritos și deja este coadă. Așa că s-ar putea să fie adevărat, chiar să fie ce aici, cei mai buni cartofi din țară. Așa arată, e un mic snack bar, chiar aici foarte aproape de gară. Și hai să vedem, ne-am stat la coadă, să vedem ce putem să luăm de acolo. So, everything homemade. Gata, am înțeles de ce sunt așa vestiți. Din câte am înțeles, totul este făcut homemade. Cartofii sunt din aceea cu coajă, tăiați de ei și sosurile pe care le au sunt la fel făcute de ei, homemade. Da, ce să zic, am mai mâncat cartofi prăjiți în Olanda și cu tot felul de sosuri, dar într-adevăr, sosurile astea fiind așa homemade, parcă au alt gust și parcă, nu știu, parcă sunt mai proaspete. Bun, verificat într-adevăr, un loc secret care merită vizitat. Mergem la următorul. Următorul loc secret în care mergem este drogheria Van der Piche, despre care se spune că este una dintre cele mai vechi drogherii sau magazine din Harlem și este recunoscut pentru faptul că comercializează și creează, tot așa homemade, Harlem Oil, ceea ce se spune despre acest Harlem Oil că tratează orice boală. Haideți să o descoperim și noi și să vedem dacă putem să luăm și noi acest Harlem Oil, să ne tratăm de orice. Gata, am luat și uleiul minune de aici, de la drogheria Van der Piche, cea care este în spatele meu. Așa arată uleiul, e o chestie lichidă. O să citesc un pic mai mult despre el. Se spune că rezolvă orice problemă de sănătate. O să vedem. Următoarea locație în care mergem este un salon de înghețată, se numește Ice Cream Salon Harone, care unde se spune că aici se găsește cea mai bună înghețată din Harlem. Haideți să vedem dacă chiar este așa. Gata, l-am găsit, chiar am trecut pe lângă el mai devreme. Aici este Harone din 1949. Haideți să vedem ce înghețată au în interior. Astea sunt toate aromele pe care le au. Atât?
Hi. Hello. What is your bestseller ice cream? Okay. Do you like sweet or? Yeah, can I have a caramel cookie? Yes. Yeah. Do you want a cup or cone? Cone. And how many scoops? Sorry? How many scoops? One. Only one. Yeah. Gata, am luat și înghețata. Cam așa arată. Garone. Și am luat cu... Ce am luat? Nu știu, caramel parcă am luat. Hai să vedem dacă este chiar așa de bună pe cât am auzit. Gata și înghețata. Bună? Bună. Cea mai bună? Dar s-a spus că a fost de calitate. Mi-a plăcut. Sunt sigur că la câte variate erau aromele, reușești să-ți găsești până la urmă aroma preferată. Eu mi-am luat cu caramel, care a fost așa. Caramel sărat. Bun. Foarte bun. Ok, mergem mai departe la bereria din biserică. Bereria din biserică? Cum adică? Hai să vedem. Ce să mai zic? Gata, asta a fost și cu vizita la biserică, la berărie. Foarte bună bere și foarte frumos în interior, ați văzut și voi. Îmi dau seama că mereu uit să vă spun să vă abonați sau să dați like la filmulețul ăsta dacă v-a plăcut. Așa că, dragilor, dați subscribe dacă vă plac filmulețele și dacă vreți să fiți la curent cu ceea ce mai postez. Și like acestui filmuleț dacă v-a plăcut. Cam asta a fost filmulețul pe ziua de astăzi. Mie mi-a plăcut foarte mult locurile pe care le-am vizitat împreună. Sper că v-au plăcut și vouă. Cu siguranță nu toate le regăsim pe un ghid turistic. Cred că doar chestia asta, berăria asta în biserică este într-un ghid turistic. În rest, mă bucur că le-am descoperit pe toate împreună. Și ce să vă spun, ne vedem data viitoare, da?